Bună, dragilor, sunt Anda și azi am revenit cu un nou clip. Astăzi am pregătit un Q&A ceva mai scurt pentru voi, fiindcă nu am făcut unul de ceva mai mult timp și m-am gândit că ar fi momentul oportun să realizez un astfel de clip. V-am rugat să-mi lăsați întrebări acum două clipuri, cred, și s-au strâns câteva, destule pentru un clip, așa că fără să ne lungim foarte mult, hai să trecem direct la video. Pentru început, o să răspund la cele mai puse întrebări și cele mai frecvente, și anume câți ani ai? Am 14 ani și cu ce filmez? Filmez cu telefonul. Bun, mi-a căzut și o carte, nu contează. Hai să trecem la clip. Primele întrebări vin de la Denis LBC, care mă întreabă așa. 1. Care este cartea care te-a introdus în citit? Ei bine, e o serie de cărți și anume Povești nemuritoare. Mi-a plăcut foarte mult și știu că le-am luat odată cu ziarul. Iar de atunci țin minte că am început să citesc mult mai serios. 2. Ai citit mai mult de 80 de cărți pe o perioadă de un an? Nu, nu cred. Am gudrițul de un an abia și anul trecut am reușit să citesc undeva la 35 de cărți aproape. Anul acesta mi-am propus 40 și deja o duc foarte bine. Așa că eu zic că va fi un an mult mai productiv din acest punct de vedere. 3. Ce cărți vrei să-ți cumperi? Sunt o grămadă, însă îmi doresc să rămân seria Delirium și vreau să dau o comandă pe Târgul Cărții, pentru că e un site care comercializează cărți atât noi cât și vechi și au niște prețuri foarte, foarte bune și vreau să dau o comandă și acolo. 4. Care e ultima carte pe care ai primit-o spre recenziat? Cred că sunt cărțile de la Sergiu Someșan, unde am organizat și un concurs. O să vă spun tot timpul când primesc o carte pentru recenzie, însă v-am mai spus, asta nu mă împiedică să-i dau cărții mai puține stele sau să-mi exprim o părere mai bună față de ea. Nu, e pur și simplu o carte pe care am primit-o spre recenzie și voi spune părerea mea sinceră despre ea. 5. Care este ultimul site de pe care ai plasat o comandă? Sinceră să fiu, nu mai știu. Ultimele cărți pe care mi le-am luat sunt cele din anticariat. În rest am mai primit pentru recenzie și nu am mai avut nevoie serioasă. Dar cred că ultimul site este Ocean, de pe care mi-am luat seria Harry Potter. 6. Ce alegi dintre editurile Porli Rom, Rao Books, Corint, All 3 și Paladin? Îmi plac foarte mult, foarte mult cărțile de la Polyrom și chiar vreau să am o colecție întreagă de cărți de la ei, însă momentan nu cred că am vreuna. Am început să citesc Exuvii de Simona Popescu și vreau să mi-o achiziționez și eu, pentru că aceea era împrumutată. Îmi place tare mult și editura Rao, am niște cărți de copii de la ei. De la Corint am ceva mai puține, ce-i drept, dar din nou îmi place foarte mult. Am de la All și de la 3 foarte multe, dar cele mai multe cărți din biblioteca mea sunt cele de la editura Art, cu imprinturile ei și v-am făcut un videoclip special pentru asta, o să-l las în descriere pe acela. Ei bine, cam acestea au fost întrebările de la Denis, îți mulțumesc foarte mult pentru ele. Apoi de la Book Lovers, de pe ce site-uri îți cumperi cărți? Păi, după cum spuneam, mi-am comandat de pe Ocean, de pe Elefant, Libris și îmi place foarte mult librarie.net. Vreau să încerc și Târgul Cărții și nu știu, m-am gândit odată să dau o comandă pe Amazon, însă e prea complicat cu transportul vamal și așa mai departe, așa că momentan îmi cumpăr doar cărți din România. De la Alien Books, pe care o salut, îmi spune așa, ai cărți pe care nu le-ai abandonat deși nu-ți plăceau? Cred că da. Adică am citit vreo 50 de pagini. La început nu m-au prins, dar după aia a început acțiunea să fie mult mai amplă și mai complexă, astfel încât am continuat-o. Dar în principiu eu sunt de părere că odată ce nu-mi place o carte, mai bine o las din mână decât să mă forțez singură să o duc la capăt. Sunt cărți pe care ți le dorești și nu le găsești să le poți cumpăra. Da, sunt niște cărți de care mi-am amintit acum și anume roșu de safir, albastru de rubin, verde de nu știu, smarald. Nu mai știu cum erau cărțile alea, însă mi le doream foarte mult într-o perioadă și nu le mai găsesc nicăieri. Ar mai fi și seria Septimus Hip, pe care nu o găsesc în română, dar vreau să mi-o cumpăr în engleză la un moment dat. Și cam asta ar fi. De la ce editură ai cele mai multe cărți? De la Art, clar.
Și cam atât, a zis pupici, mă pup și eu. De la Creepypasta, care e culoarea ta preferată? Mov. Ce melodii asculți? E bine, ascult melodii mai vechi, românești mai vechi. Și ca să dau un exemplu, ar fi Chiar dacă de la Florin Chilian, 10, tot de la el. Îmi place foarte mult Coș de portocale de la Simona Nae și mai sunt câteva, însă astea îmi plac cel mai mult și le ascult tot timpul. De la Teo Munteanu, care e culoarea ta preferată? Mă, v-am mai spus. Ce melodie asculți? Am mai răspuns și la asta. Ce piese românești asculți? Coș de portocale, 10, chiar dacă și mai sunt. Ce alte piese mai vechi asculți? E bine, în afară de astea nu prea ascult piese vechi. Poate de la Michael Jackson, însă nu mă omor eu cu stilul acesta. Dar îmi plac și piesele din Ro nu din, Roma din România de acum. Cele de din afară, însă contemporane, să le spunem așa. Îmi place foarte mult Thumbs de la Sabrina Carpenter și ar mai fi, însă asta mi-e pe suflet. Următoarele întrebări vin de la Yuki Black, pe care o salut. Și mă întreabă așa, ce cărți te-au dezamăgit? Ei bine, nu pot spune că m-au dezamăgit pentru că ar fi niște cărți proaste, însă pur și simplu cărțile care sunt mult prea mediatizate și mult prea apreciate mă dezamăgesc de cele mai multe ori pentru că am așteptări foarte, foarte mari de la ele și mă aștept să fie niște scrieri senzaționale, însă cred că lumea preferă mai mult povestea în sine și așa mai departe, nu doar modul de scriere a autorilor, însă eu țin foarte mult seama de astfel de detalii și consider că seria Tronul de Cleștar, de exemplu, nu a fost genul meu de carte, genul meu de serie, pentru că pur și simplu stilul de scriere, cu toate că era foarte, foarte ușor și foarte accesibil pentru toată lumea, nu mi-a plăcut și tocmai de asta m-am lăsat și de cititul acelei serii și, în general, de cărțile mult prea mediatizate și mult prea ridicate în slăbi. Și cea de-a doua întrebare, ce autor recomanzi? Cu siguranță, Sergiu Someșan, în caz că sunteți niște firme mai profunde sau pur și simplu vedeți mai în amănunt cărțile, pentru că pot fi percepute ca pe niște povești, ca pe niște proze de sine stătătoare sau pot fi percepute ca pe niște comori. De asemenea, mai recomand și Roald Dahl pentru copii. Îmi place foarte mult autorul acesta și e unul dintre autorii mei de suflet. Îmi doresc tare mult să-mi achiziționez acel bookset. E destul de ieftin și are 15 cărți, dacă nu mă înșel. Și mai recomand Agatha Christie, în caz că vă plac cărțile polițiste. De asemenea, recomand, evident, J.K. Rowling pentru toată lumea. Citiți seria Harry Potter. Eu sunt la volumul 5, dar sunt 100% sigură că e unul din autorii mei preferați și va fi mereu. Privești seriale, filme, etc.? Ei bine, nu sunt neapărat o fană a serialelor. Am început odată să mă uit la Gossip Girl și cred că am făcut una dintre cele mai mari greșeli, pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc și de atunci nu mă mai uit la seriale deloc. Dar filme mai văd când și când și îmi plac, dar nu sunt neapărat o pasiune de-a mea și un punct slab al meu, ci pur și simplu mă mai uit așa, de distracție, să zicem. Îți mulțumesc și ție foarte mult pentru întrebări. Și să vedem dacă mai avem vreo întrebare. Mai avem de la Andra Dom. O salut și pe ea. Și mă întreb așa, o carte ce merge citit alături de un ceai cald? Clar Hoțul de cărți, pentru că e o carte foarte groasă. Am înțeles că și Urzela Tronurilor ar fi o serie foarte bună și sunt tare curioasă de cum este. De asemenea, aș spune și Dama cu Camelii, pentru că e o carte foarte tristă și e potrivită pentru zilele mai mohorâte. Ce carte de dragoste ți-a plăcut mult sau Young sau Ya A? Ei bine, mi-a plăcut foarte, foarte mult Cioburi de stele. Vă recomand din tot sufletul. E o carte foarte, foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Mi-a mai plăcut și De 19 ori Catherine, cu toate că nu e foarte apreciată de public, însă mie mi-a plăcut mult concepția ei și cum a fost scrisă în general. Cred că mi-a plăcut chiar mai mult decât Sub aceeași stea, însă nu mă pronunț. Mi-a plăcut și Sub aceeași stea, vă recomand și pe aceea. Ce-am mai citit Young Adult? Nu mai știu. Ar fi Darlui Jonas care a apărut la Young Art, dar nu e Young Adult în niciun caz. Și cam atât, nu știu.
Ce cărți ai achiziționat datorită BookTube-ului? Ei bine, sunt destul de multe. Seria Miss Peregrine am văzut-o prima dată pe BookTube. De asemenea, Regina Roșie. Războiul nu are chip de femeie, am văzut-o la Adelina, sau cel puțin am vorbit cu ea despre această carte și mi-am cumpărat-o. Ar mai fi Marțianul de Andy Weir, pe care mi-am achiziționat-o 100% datorită BookTube-ului. Mi-amintesc de acest lucru. Jane Eyre de Charlotte Bronte, din nou, dar încă nu am citit-o. Ce autor român contemporan ai citit? Păi am citit Eliade, am început cu Cărtărescu mai apoi, am citit și Sergiu Someșan, am și o carte scrisă de Lina Moacă, pe care am primit-o spre recenzare, însă nu am citit-o acum. Luna aceasta plănuiesc să o citesc și să fac o recenzie, separată, bineînțeles. Și în rest, nu știu. Nu știu dacă mai citit ceva. Și ultimele întrebări vin de la cititorul în stele și pe tine te salut. Și mă întreb așa, care a fost cel mai scurt timp în care ai citit o carte și care a fost aceea? E bine, am citit datorită BookTube-ului din vară la care am participat și eu și mi se pare că am citit Black Beauty, am citit volumul 7 din Narnia, pe care vă recomand din tot sufletul, e una dintre seriile mele preferate. Și cam acestea ar fi, nu știu dacă am citit altceva. Care a fost primul booktuber pe care l-ai descoperit? Păi Adela, pentru că era o perioadă din viața mea în care eram obsedată de jurnale și am descoperit videoclipurile ei cu jurnalul meu trăsnit, iar de acolo a început toată povestea cu BookTube-ul și cu lumea aceasta minunată, în care ulterior am intrat și eu și mă bucur foarte mult de acest lucru. Următoarea întrebare. Ce cărți ai ți se par comerciale și superficiale? 3-4 exemple scrie aici. Bine, nu cred că am atâtea de dat în momentul de față, pentru că nu m-am gândit la nicio carte de dinainte, dar aș zice Tronul de Cleștar. Nu știu dacă ar fi neapărat genul tău de carte. Nici Fulgi de iubire nu mi-a plăcut foarte mult. I-am dat vreo 3 stele pe Goodreads, însă a fost o carte drăguță. Nimic wow, nimic ieșit din comun. Însă consider că asta este, până la urmă, mesajul pe care vreau cartea ei să-l transmită. Nu neapărat să fie ceva wow, ceva ieșit din comun și să rămâi cu ea pe tot parcursul vieții. Sunt pur și simplu niște lectori pe care le citești odată, iar pe urmă uiți treptat, treptat din acțiunile ei și din întâmplările care s-au realizat în acea carte. Cum te simți când acorzi o notă proastă pe Goodreads unei cărți? Nici cum, pur și simplu îi dau stelele respective și mă simt bine cu mine că i-am acordat cât trebuia. Cum reușești să treci peste reading slump-uri? Asta mă întreb și eu, nu am ceva wow, ceva care să mă salveze din acea situație, dar mă uit la videoclipuri cu reading routine. Dacă scrieți asta pe YouTube, găsiți destul de multe exemple și mă salvează de cele mai multe ori acele videoclipuri pentru că mi se par incredibile și pur și simplu să vezi un om că stă în pas și citește și bea o cană de ceai sau de ceva cald, te încălzește și pe tine și cel puțin pe mine mă face să vreau să citesc. Ce te motivează să citești o carte care nu-ți place? Nimic, pur și simplu o las din mână. Ei bine, cam acestea au fost întrebările. Vă mulțumesc mult tuturor pentru ele și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Știu că a ieșit foarte lung, însă am vrut să vorbim așa deschis și să vă spun și opiniile mele legate de unele cărți. Dacă aveți alte întrebări, le puteți lăsa oricând în comentarii și o să mai fac Q&A-uri pe viitor. E bine, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa!